Vă salut, dragele mele! Eu făceam curățenie prin mărgelile, prin materiale și am găsit acest fluture. Este o chestie, am avut o clamă de păr care mi s-a rupt imediat ce am prins-o, dar atât de mult mi-a plăcut acest fluture, că am zis că trebuie să fac ceva din el. E, și am făcut eu mai multe variante și am ajuns la ideea de a face, a pune acest fluturaș. Voi pune aici acul de broșă și va putea fi folosit nu neapărat ca broșă, dar mai mult ca un decor pentru colier. Veți vedea ce va ieși. Voi vedea și eu că ideea o am, dar vedem până la sfârșit ce iese. Și acest fluture va avea un ciucure aici. Ciucure care va putea fi pus, scos, cum dorești. Eu am făcut aici o combinație, mai multe combinații pentru ciucuri. Bineînțeles că nu se naște tot așa într-o secundă. Și până la urmă cred că mă voi opri la o combinație ceva de genul ăsta. Dacă își voi mai pune aici ceva mărgele rozul ăsta prăfuit și văd cât de lung îl voi face, dar nu cred că nu mai mult de vreo 8 cm, să nu fie nici exagerat de mare. Ca și materiale, am ales așa, rondele. Trei tipuri de rondele. Rondele de 8 mm, 8 pe 6, dacă nu greșesc. Două tipuri de rondele de 3 pe 4, mai închis. Și rozul mat. De ce am luat roz mat? Deoarece voi folosi și cuarț, mărgele de cuarț de 6 mm. Și două culori de mărgele de 10, numărul 10, preciosă. Nu este principal, puteți folosi ce materiale aveți. Eu acum vă dau ca idee ce puteți face, cum puteți face, poate găsiți ceva materiale și pe la voi și vă vin ceva idei. Eu am folosit asta de mătase, care eu folosesc de obicei, pus în două, am făcut un nod așa, sănătos, iau un ac cu buclă și voi fixa ața. Ața am luat-o de lungime, cred că vreo 3 metri, 3 și un pic, eu nu vreau să o schimb. Am ales ața albă, deoarece am cuarțul și nu vreau să-i schimb culoarea la cuarț. Și voi lua combinația pe care am încercat-o. Astea vor fi mărgele prăfuite. Voi lua 20 de bucăți. Am luat 20 de bucăți o culoare. Una o culoare mai închisă, una deschisă. Acum voi lua o rondelă de 3-4 închisă, una deschisă, una închisă. Acum. Iată combinația pe care am luat-o eu. Așa vor fi 20 de mărgele mai deschise, una închisă, una deschisă, o rondelă închisă, una deschisă, una închisă, iar mărgele de 10 deschis, închis, deschis, iau o mărgică de cuarț, deschis, închis, deschis și o rondelă de 8 și voi închide cu una mai închisă la culoare. Acum, cum fac eu
acest ciucuri. Mă întorc înapoi, prima mărgică de 10 o las liberă și mă întorc înapoi exact pe același drum până ajung sus. Trec prin buclă, în partea opusă de unde am ieșit și repet aceeași combinație de câte ori am eu nevoie, până voi crede că este suficient. Lungimea ațelei la ciucuri la mine este de 6 cm, ceea ce nu v-am zis, deoarece sus mai urmează, va fi încă ceva, vedem ce, până la final, și se va lungi, va ajunge la cei 8 cm. Iată așa arată. Am ajuns a doua oară sus și uitați aici. Deci ața mie îmi iese din partea asta, da? Eu voi intra prin buclă, dar voi face și un nod, cum ar veni. Voi fixa ața să nu umble dintr-o parte în alta, că este mai ușor de lucrat așa. Vedeți, ața la mine este destul de lungă. Nu vreau să fac prea multe noduri. De dorit, când faci ciucuri, să fie dintr-o bucată. La început este mai greu de lucrat, dar este mai ușor și mai sigur decât să schimbi de multe ori ața. Și asigurați-vă că mărgelele pe care le-ați ales, vorbesc de astea mici, că ața va trece de 4 straturi de ață sau 2 straturi și acu pe care îl aveți. Dacă nu încercați, faceți mai întâi o probă. Dacă nu va încăpea grosimea asta, nu vă veți putea întoarce. Așa arată ciucurile meu. Eu am terminat. Mie mi-au ieșit 11 fire. Mai multe nu cred că voi face, deoarece am pus așa la fluturile meu și nu vreau să fie mai mari ciucurile decât fluturile. Și în plus, chiar dacă sunt 11, dar am mărgelile jos, sunt mărgelile destul de mari și are un pic de greutate. Acum vedeți ce aveți, ce alegeți, dacă la voi sunt mai mici mărgelile sau aveți nevoie de un ciucuri mai bogat. Eu am făcut 20, v-am zis aici, am luat 20 de mărgele mici de numărul 10. Eu cred că se poate depus și puteam să spun și 25 acum, dar este suficient. La fel, dacă compar cu fluturile, ar fi ieșit, cred că, prea lung 25, dar dacă aș face un ciucuri separat, cred că aș pune 25 totuși. Acum vreau să închid ața, mie mi-a mai rămas un pic de ață, a pus 3 metri și la lungime care v-am zis, mi-a rămas cam 30 cm de ață. Cred că mai încăpeau două fire lejer. Așa, voi găsi un loc unde voi face un nod și voi fixa ața. Prinde ața care o am aici, cu care am trecut prin acea buclă. Voi fixa ața bine, apoi voi pune un lipici aici pentru siguranță. Bineînțeles că nu putem lăsa așa ața la vedere. Nu este frumos, da? De ce? Eu am încercat mai multe capace. Am așa capac. Ar veni cumva, da? Nu-mi acoperă. Nu am multe, mi acoperă. Dar nu prea îmi place că e liber. Îmi pare așa mai sărac. Eu ceva mai frumos, am mai încercat și alte capace, da? Poate voi, în funcție de câte fire aveți și dacă este ok pentru lucrarea voastră, merge și cu un capac așa aici, buclă,
și eu voi prinde toată lucrarea de acest inel. Dar aici trebuie să pun ceva să fie frumos. Am luat un set de perechi de rondele 3x4 și o mărgică numărul 10. Le-am prins într-un cerc și am înodat de 4 ori, 3-4 ori, să fie un nod sănătos așa. Și mai fac un cerc, mai fac o tură prin toate mărgelele pentru a avea o lucrare mai fermă. După ce am trecut prin toate, voi veni cu o construcție de două mărgele culoare deschise, una închisă, două de culoare deschisă și voi trece prin următoarea mărgică numărul 10. Aceeași procedură voi face pentru toate 7 mărgele. Acum voi trece cu rondele prin vârful fiecărei petale aici care s-au obținut prin mărgica mai închisă la culoare. Trecem și strângem lucrarea. Am obținut așa un ineluș. Acum mai mergem încă o dată pe aceeași cale pentru a fixa mărgica să fie așa destul de tare strânsă. Vedeți ce ață aveți? Deoarece eu am folosit mătasea, e mai moale. Dacă folosiți fireline-ul, va ieși mai tare. Am ajuns în partea de jos, adică în primul rând, dar aici nu voi adăuga un rând de mărgele de numărul 10. Voi lăsa așa, deoarece și mi-a rămas mai îngust. Ce nu v-am zis eu? Între timp, eu am mai făcut un ineluș. Ăsta este din 6. Vedeți? Eu doar voi încerca să ajung până la ața din început, până în capăt, pentru a-i face nod, să fiu eu sigură. Așa. Și iată cum arată inelușul de 7. Deci, cade mai mult. Dacă aveți brațele mai lungi, stă bine. Asta de 7 stă foarte bine. Și puneți aici o mărgică sau un capac și se vede destul de frumos. Mărgică mai mare, asta e mică, asta de 8 e mică, trebuie de 1 cm. Sau un capac îi punem și atunci el se acoperă ce avem aici. Eu le-am făcut aici mai scurtuțe și de aceea la mine mai bine se vede asta mai mic. Vedeți, da? Încă nu este gata, eu am pus așa aproximativ, cu șulternă și vă arăt. Am pus, după ce l-am fixat, am pus o mărgică, o rondelă de 5x6, aici, puneți ce încape cel mai bine, poate altceva aveți, poate o mărgică. Eu am pus așa să mi se vadă și rondelele de 3-4 și aici doar să-mi acopere și să-mi fixeze acest ineluș, să nu se miște. Îl putem și fixa și cu ață, dar prefer așa, cu o mărgică, mi se pare mai terminat. Și acum voi face bucla. Iată, așa am făcut eu. Am făcut bucla și am prins și inelușul. De ce am pus eu inelușul? De ce l-am ales anume așa să fie o chestie rotundă și nu am luat de agățat pe șnur, veți vedea. Iată așa ceva. În realitate ele sunt un pic altă culoare. Numere de camera, strălucirea și intensitatea. Este super, mie îmi place foarte mult.
Poate fi folosit și doar ciucurile împreună cu colierul sau ce vom alege noi. Pe ce vom alege să lăgățăm. Și va putea fi folosit și așa, codița la fluture. Asta este ideea. O codiță așa de fluture. Așa, și urmează următoarea etapă. După ce am finisat ciucurile, eu am văzut că ar fi bine ca în prelungirea lanțului să am tot mărgele de coarț. Și de aici s-a născut acest lănțișor. El și simplu și de decor. Și cum am finisat eu lanțul, vedeți? Am ales să pun două carabine. De ce? Ca să pot agăța ciucurile dacă am nevoie de el. Acum vă mai arăt și o altă întrebuințare a lanțului. Iată și cea de-a doua întrebuințare, tot datorită acestei închideri. Eu am ales aici, la ochelari, să pun elastic negru de păr, din alea mici, deoarece urechiușile pentru ochelari, eu am mai folosit la alte lănțicuri și se rup foarte repede. Trebuie să caut o altă variantă, poate găsesc altceva sau dacă știți voi de unde se poate procura, se pot procura aceste urechiușe pentru ochelari, dar de calitate, deoarece ale mele le porți de câteva ori și se mănâncă cauciucul. Mie nu-mi plac. La fel, lanțul poate fi folosit ca un suport de ochelar, dar de data aceasta să-i prinzi așa la gât. Am luat un ineluș mai mare, să-mi încapă lejer ochelare. Și când stă în poziția asta, aici voi agăța ochelare. Iată ceva de genul. Știu, cred că nu încap în cadru, dar cam așa. Acum puteți întreba, și fluturile, ce ai făcut cu el? Care-i treaba cu fluturile? Da, aveți dreptate, uitați aici fluturile, la așa lănțic subțire, nu merge. Este prea mare, prea greu, de aceea acum am în lucru un alt colier pentru acest fluture. Și dacă doriți să vedeți ce voi face până la urmă cu acest fluture și unde va ajunge, vă invit să fiți alături. Aștept părerile voastre în comentarii, ce ați fi făcut voi, cum vedeți voi lănțicul, dacă este potrivit sau ce ați fi făcut în locul meu cu acest ciucure.